Da, într-adevăr, urmează iarăși un meci foarte greu, ca toate de altfel, pentru că seria este destul de echilibrată, nu mai există echipe mici. Timișoara, într-adevăr, a reușit să câștige la Călăraș, jucând destul de bine și înscriind 3 goluri. Înseamnă că va fi un meci foarte greu. Am așteptări de la echipă să începem și noi să adunăm punct sau puncte și prima ocazie este duminică. Era un început greu, ne așteptam la un început așa de greu. Speram poate la rezultate un pic mai bune, dar este fotbalul, e un sport și sper să ne redresăm, să venim și noi să arătăm că avem mai multă dorință, că avem o altă atitudine față de joc, față de rezultat și să fim mai implicați în ceea ce facem marți. Și noi am jucat duminică. Da, și cu Cluj am avut o zi în plus noi și până la urmă nu s-a dovedit a fi un avantaj. Nu știu, într-adevăr, dar au jucat la o oră mai târzie. Însă tot pe căldurile acestea, cred că orice detaliu contează. Să sperăm să avem un avantaj, dar și noi avem aceeași deplasare, la fel de lungă, până la Timișoara și să vedem cum o să ne comportăm duminică. Da, ne așteptăm la un meci dificil, un meci greu, cu o echipă care ultima etapă a câștigat. Noi, din păcate, venim după o serie de două înfrângeri, în momentul să strângem rândurile și să câștigăm punct, dar noi cu siguranță mergem după punct. Deocamdată e un moral bun, să zicem, pe cât se poate după două înfrângeri, dar suntem optimiști, lucrăm bine la antrenamente, muncim cât de mult putem și sperăm ca aceste lucruri să se vadă pe teren duminică și să câștigăm punctele.